Pentru Capricorn, până în 4 februarie nu sunteți susținuți în comunicare. Apare și pana de idei, poate apărea neatenția și încăpățânarea. De asemenea, și în zona transporturilor, a comunicării, pot apărea diverse blocaje și chiar întârzieri în această perioadă. În 5 februarie, Mercur în Capricorn, în mers direct, susține o minte bine organizată, o planificare eficientă a ideilor în plan administrativ, economic, se poate renunța mai ușor la ideile care nu mai sunt de actualitate, deciziile pot fi foarte bine gândite. Venus în Capricorn susține comunicarea, relațiile orientate practic, se reduce exteriorizarea sentimentelor, se preferă o țintă bine definită în zona relațiilor. Venus este în trigon cu Uranus, aspecte care sunt legate de fericirea voastră, momente favorabile pentru acțiune, independență, dorința de libertate, iarăși, de asemenea, aici se mai pot remarca și experiențe sociale pe care le puteți întreprinde. Relații romantice, originale, de prietenie. Se valorifică trigonul Venus-Uranus prin triunghiul minor Venus-Uran-Jupiter. Planeta focar este Jupiter din Pești. Este pe o casă unde aveți comunicarea cu cei apropiați. Aici, legat de comunicarea cei apropiați, valorificarea situațiilor potențial benefice se face prin emoție, prin înțelegere față de cei apropiați, într-o înțelegere filozofică a legăturii între viață și credință și lumea înconjurătoare, sentimente nobile. Venus are un sextil cu Jupiter care vă susține în a comunica, arătând maturitate afectivă, generozitate, echilibru, spirit creativ. Relațiile familie marcate de fidelitate. Energiile se manifestă și în plan social în această perioadă prin restructurare, reorganizare, schimbări. Ele pot degenera în agresivitate, uneori în abuzuri. Pluto în Capricorn este în peregrinaj și susține puterea, ascensiunea, regenerarea, dar și transformarea. Este în sextil cu Neptun, Pluto și se manifestă prin influențe la nivel de generație. Aceste influențe aduc schimbări care rămân oarecum ascunse. Se produc, dar ele nu ies brusc la iveală. Sunt chestiuni care iarăși pot antrena și dorințe neclare, revolte sociale, cunoaștere filozofică, cunoaștere religioasă. Perioada 4-12 februarie, Marte într-o casă unde aveți personalitatea, este în trigon cu Uranus, pe o casă unde aveți fericirea și susține aici originalitatea. Ține și dorința de afirmare, este de altfel susținută și posibilitatea de a acționa rapid și cu efect, de a vă exterioriza ambiția și relațiile de familie sunt romantice și pasionale. Marte în sextil cu Jupiter aduce comunicare cei apropiați, vitalitate, curaj, voință, entuziasm. Puteți să vă folosiți energia, de altfel și practic în sport, drumeții, diverse activități, la locul de muncă poate să apară atracția către onoruri. Se formează o configurație de triunghi minor cu planeta focar Jupiter în pești. Valorificarea trigonului Marte-Uranus se face prin emoție, compasiune, înțelegere față de cei apropiați. Înțelegerea legăturii între viață și credință, sentimente nobile. În perioada 13-28 februarie, Venus este în conjuncție cu Marte. Este în exaltare Marte în Capricorn, aduce în prim plan vicleniei, un spirit poate mai iritabil și poate instincte puternice. Perioada 21-28 februarie, Venus se află în sextil cu Neptun și vă susține în a arăta inspirație artistică, în plan poate mai mult romantism, poate misticism, poate un temperament plăcut, dăruire față de ceilalți, spirit de sacrificiu și poate mai rupt de realitate. Relațiile pot fi marcate mai ușor de amabilitate și de rigiditate. Între 13-28 februarie, Marte în conjuncție cu Venus,
Marte fiind în exaltare, în Capricorn, susțin viclenia, susțin până la urmă și stările mai iritabile, instinctele puternice. Între 21-28 februarie, Marte are și un sextil cu Neptun legat de comunicare, generează generozitate, autocontrol, inspirație, imaginație, reacții rapide, impulsivitate, relații romantice și ancorate în plan spiritual. Din 23 februarie, frustrările pot apărea în plan personal, legat de fericire și pot antrena dorința de aventură, de progres, aspecte care nu vă sunt chiar clare, risipă de energie, unele dispute și chiar excentricitate. Relațiile de familie pot deveni ceva mai dezechilibrate, mai încordate și pot apărea unele aspecte confuze către sfârșitul de lună.